Am revenit, doamnelor și domnilor, sunteți la Sănătate Înainte de Toate și ne pare bine că sunteți cu dumneavoastră, emisiunea care vă oferă cele mai bune sfaturi medicale, cele mai bune indicații medicale și la care îi invităm pe cei mai buni specialiști în medicină și în sănătate. Astăzi vom vorbi cu prietenul nostru, domnul Iosif Balint, care este de permanență în fiecare miercuri aici la noi, la Sănătate Înainte de Toate. Îi spunem încă o dată bine ați revenit, domnule Balint, la emisiunea noastră. Bine v-am regăsit. Și vreau să începem discuția noastră de astăzi cu remediul ăsta natural pentru problemele de circulație și problemele scheletale, pentru problemele venoase și tot ceea ce înseamnă oase în corpul uman. Mai înainte de toate, domnule Balint, aș vrea să vă întreb așa. Dom'le, de ce ar avea o anumită persoană, trecută de o anumită vârstă, să zicem, nevoie de un asemenea remediu natural, care, eu știu, dacă ne spuneți dumneavoastră că e pro sau contra, să vină în preîntâmpinarea unor probleme de circulație sau venoase și probleme osoase? Da, în primul rând, bună ziua și bine v-am regăsit. Da, este o, putem să spunem că o problemă aproape endemică, afecțiunile cardiovasculare, afecțiunile de circulație, pe de o parte, pe de altă parte, după o vârstă, deja și osteoporoza sau artroza apar cu o frecvență foarte crescută la populația din țara noastră. Și atunci, necesitatea de a lua anumite măsuri, ceea ce privește, în primul rând, prevenirea formării acestor boli sau afecțiuni, pe de altă parte ameliorarea acestor afecțiuni este foarte crescută. Și atunci, normal că ce se întâmplă? Există o perioadă în viață în care ne turăm singuri. Da? Asta înseamnă că viața noastră, ritmul de viață este alertă, nu avem grijă de noi. Și, sincer, ceea ce văd eu câteodată, unii oameni ar fi dispuși să investească foarte mulți bani în mașina lor. Deci, simplu, dacă mi se strică mașina, mă duc la serviciu repede. Da? Dacă mă doare undeva, las că trece până mâine, da? Deci este foarte adevărat. Deci dacă e vorba de sănătatea mea, las că trece, las că facem, mai așteptăm, nu știu ce. Dar dacă e vorba de mașina mea, da? Sau am un prieten care lucrează în domeniul IT și mi-a zis odată: "Dom'le, nu e o problemă că se ia gazul, că se ia lumina, dar nu e internet." Da. Deci, la un moment dat, da, nu e o problemă când avem noi o sănătate cum trebuie, da, mașina să meargă, să, da? Deci, suntem dispuși să cheltuim bani pe anumite lucruri sau pe orice altceva, orice altceva decât sănătatea noastră. Deși, în foarte multe cazuri, da, poți să cumperi o mașină nouă, da? Sau revine internetul peste o oră, două, știu eu, dar de recuperat sănătatea este mult mai grea. Și atunci, de aceea ar fi oportună să avem grijă de sănătatea noastră, care în anumite cazuri, și aș putea da exemple, nu se poate rescumpăra cu bani. Da? Sunt anumite situații în care poți să ai miliarde, că nu poți să-ți cumperi sănătatea. Și atunci, dacă ajungem la o anumită vârstă, și aici vorbim deja de vârsta de în jur de 40 de ani, indiferent că sunt femeie sau bărbat, ar fi timpul încet, încet să am grijă de sănătatea mea. Asta nu înseamnă că până la 40 de ani trebuie să ne bate joc de ea. Da, corect. Deci,
că la 40 nu e ca la 20. Da, da, da. Dar ce vreau să vă spun, că de la vârsta de 40 de ani deja ar fi indicat, de exemplu, să facem niște controle regulate, periodice, la anumite medici, da? Și să ne monitorizăm sănătatea. Una dintre problemele majore din România sunt aceste probleme de circulație. Iar de aici, derivația altor probleme, afecțiuni, boli și așa mai departe, este foarte mare. Deci, pe de o parte că avem o problemă de circulație, dar din cauza acestor probleme de circulație pot apărea încă foarte multe alte afecțiuni și boli. Pe de o parte, pe de altă parte, da, un aspect foarte important ar fi alimentația și activitatea fizică. Activitatea fizică, haideți că au început o anumită categorie din România să încet încet să facă o activitate fizică regulată. Da? De exemplu, noi organizăm un semimaraton la Tușna, iar pe vremea când noi ne-am apucat în scopul susținerii sănătății și acum 7 ani când ne-am apucat să organizăm acest semimaraton, în România erau undeva 3-4 de astfel de manifestări la nivel național. Da? Acum, deja în România sunt cel puțin 30-40 de astfel de manifestări. Asta înseamnă că necesitatea organizării astfel de activități fizice a crescut. Da? Deci oamenii au început să facă sport. Dar, în foarte multe cazuri, nu avem grijă de alimentație. Și una dintre sursele problemelor este alimentația proastă, lipsa de activitate fizică și imediat apar aceste probleme de circulație. Și atunci, normal că e foarte greu sau foarte puțin oameni sunt destul de, să zic așa, disperați să-și schimbe modul de viață. Da? Și atunci, și dacă schimbă, și dacă nu schimbă, mai ales dacă nu schimbă modul de viață, avem nevoie sau au nevoie de anumite lucruri care să le ajute în menținerea sănătății. Și aici intervin aceste tablete care au fost dezvoltate de domnul Terence Gallagher, un biochimist englez. Sunt fabricate în Oxford, Anglia și vin în ajutorul acestor oameni care sunt predispuși la probleme de circulație, cardiace, la osteoporoză și la artroză. Și normal, dacă prevenim aceste lucruri sau ameliorăm, atunci putem preveni, pe de-o parte, formarea sau apariția altor boli sau putem direct să le ameliorăm aceste boli. E un produs care are în componența lui să zicem așa, minerale și produse naturale, domnule Balint, sau are și ceva de sinteză? Deci aceste tablete conțin vitamine, minerale și extracte din plante. Sunt 6 plante sau 6 extracte din 6 plante diferite. Aceste tablete combinate în așa fel și integrate într-o tabletă, ca efectul lor să fie maximalizat și să meargă țintit pe locurile unde chiar e nevoie. De exemplu, dacă avem o ateroscleroză, da? Să demontăm acea placă aterosclerotică, să recăpătăm elasticitatea peretelor vasculare și atunci avem o circulație mult mai eficientă, mult mai bună. Da? Astfel deja putem preveni atacul vascular cerebral, infarctul miocardic, acele probleme de circulație la membrele inferioare. Putem preveni sau chiar ameliora varicele. Da? Mergem țintit în țesutul osos și putem să ajutăm acele persoane care suferă de osteoporoză. Toate acestea, toate
elementele din aceste tablete au fost combinate într-o cantitate ca efectul lor să fie maximalizat. Acum, ce ne-a spus dumneavoastră vis-a-vis de problemele astea medicale, astea sunt niște probleme ale modernismului, domnule Balin, pentru că din ce în ce mai multă lume are probleme cu colesterolul, cu placa aceea care se depune pe vase și la inimă și peste tot, nu vă mai spun de articulații, pentru că mai toată lumea are, începând încă de tânăr, probleme ba la spate, ba la genunchi, ba la șold și tot așa. Poate că și din cauza alimentației, poate că și din cauza, să zicem, a stilului defectuos de a-și desfășura viața de zi cu zi. Și atunci, dacă aceste tablete sunt indicate în problemele astea, vreau să luăm așa pasta de circulație. Dacă cineva are probleme de circulație cerebrală, includem tot în același circuit al circulației? Adică poate să-și administreze tabletele astea dacă are probleme de circulație cerebrală? Dacă nu se irigă bine la nivelul creierului și are pe acolo diferite vase care nu mai pompează ca lumea? Da, da, fiindcă în momentul în care vorbim de artere, da, este de fapt arterele, putem să închipuim ca o rețea de să zicem așa, țevi care transportă sângele de la inimă către țesute și prin acesta furnizează oxigenul, care este un element necesar funcționării organismului și funcționării acelor celule. Și în momentul în care, de exemplu, avem o rețea de scurgere în casă, indiferent că avem o problemă de scurgere la bucătărie sau la baie, da? e același tip de țeavă, e aceeași metodă de a desfunda. Da? Acest lucru se întâmplă și la artere. Indiferent că aceste artere suferă în cutia craniană sau la nivelul inimii, da? Acele artere coronariene care irigă direct mușchii inimii și care dacă suferă sau au o problemă, să zicem, există un dop pe un vas coronarian, atunci mușchiul respectiv adiacent acestei artere primește mai puțin sânge, mai puțin oxigen, nu mai poate dezvolta puterea necesară, funcția de pompare a inimii scade și la un moment dat zona respectivă, în momentul în care irigația este anulată total, nu mai primește deloc sânge și oxigen și apare infarctul miocardic. Așa se întâmplă și la arterele care irigă creierul. Aici sunt două posibilități. Ori se infundă o arteră, da? Și atunci avem un atac vascular cerebral ischemic, sau în momentul în care peretele vascular suferă și apar acele sângerări în interiorul cutiei craniene, da, atunci există sau apare acel accident vascular cerebral hemoragic. Deci unul este cu hemoragie, unul este fără hemoragie. În ambele cazuri, cu aceste tablete, putem să ajutăm și să prevenim dacă încă nu s-a format. Pe de altă parte, dacă un pacient a suferit deja de unul dintre aceste două tipuri de atacuri vasculare cerebrale, putem să ajutăm la prevenirea unei noi atacuri, fiindcă trebuie să știm că dacă cineva a suferit deja un infarct miocardic sau un atac vascular cerebral, riscul de a mai apărea este foarte mare. Fiindcă dacă am avut o problemă pe o porțiune de arteră, asta nu înseamnă că a fost una localizată numai pe porțiunea respectivă. Deci dacă avem, de exemplu, o placă aterosclerotică, asta nu înseamnă că numai acolo există. Asta înseamnă că există în tot sistemul de circulație, numai că acolo
să știu, localizat, să zicem, s-a localizat și a ajuns la un punct în care deja deranjează funcționarea normală a organismului. Din când în când, domnule Balin, mergem la stomatolog, mergem la dentist să ne curățăm placa dentară, tartul. Corect. Facem acest lucru la o perioadă pe care, eu știu, fiecare o presupune sau o apreciază de la sine. Când vede că acea placă s-a acumulat la nivelul danturii, merge la stomatolog și își curăță placa dentară. Tartrul acela, corect, care se depune din cauza de alimentație, de apă, cu calcar, mă rog, nu intrăm în amănuntele astea. Putem să extrapolăm și să mergem, ca să rămânem tot în zona, da, circulației deocamdată, și să curățăm placa, tartrul între ghilimele, care se depune pe vasele de la inimă, pe vasele pe cele mari care irigă tot sistemul de circulație uman, și din când în când să facem o curățare din asta din proprie inițiativă. Adică, uite, domne, am luat produsul și am luat, nu știu, o perioadă pe care ne spuneți dumneavoastră, noi indicați acum, și după o anumită perioadă revenim pentru că automat iar s-a depus acolo ceva. Da, corect. Asta înseamnă prevenire, într-adevăr, și este recomandat, de exemplu, administrarea 3 luni de acestor tablete pentru, într-adevăr, a curăța aceste artere. Da? Ideea este că unii, să zicem așa, au o percepție greșită, fiindcă vine și spune, doamne, eu am făcut o cură, mi-am curățat arterele și cu asta basta. Ideea este că până când mâncăm grăsimi, mâncăm carne, nu facem activitate fizică sau nu una adecvată și așa mai departe, plus că până când îmbătrânim este un proces pe care nu putem opri, da? Aceste riscuri persistă. Deci mâncarea, grăsimea se va depune. Da? Deci dacă nu suntem pe, să zicem așa, pe baricade și să ne apărăm în fiecare zi de aceste probleme, aceste probleme vor persista. De aceea, într-adevăr, este recomandat o cură, o pauză, o cură, o pauză în situațiile de prevenție. Deci e bine și din punctul acesta de vedere. Regia, dacă poate să mă ajute cu pauza publicitară, mai avem 2 minute până la pauza publicitară, păi atunci să vorbim, să intrăm în discuție deja, domnule Balint, despre cealaltă ramură, să zic așa, cu care putem să intervenim cu remediul ăsta natural, și anume sistemul osos. Și să ne spuneți la început în ce putem să ne implicăm în tratarea problemelor sistemului osos și după pauza publicitară să dezvoltăm toată treaba asta. Da, vorbim în primul rând de osteoporoză și de artroză, și din păcate știm că osteoporoza după anumită vârstă, mai ales la doamnele care trec de menopauză, este o problemă acută, o problemă care, sau o boală care crește de zi de zi, deci numărul pacienților crește, și atunci este o boală și acesta pe care putem să numim endemică, deoarece foarte mulți suferă de această boală, iar cel mai negru aspect al acestei boli este că foarte mulți ajung să se afle că au osteoporoză numai în momentul în care intervine o fractură. Până atunci nici nu știu că au această boală. Deci nu merg să-și facă un control din punctul ăsta de vedere ca să tot așa, da, să prevină. Corect, corect. De aceea, așa cum am zis și mai devreme, este recomandat după o anumită vârstă, anumite vizite la medici, da? Ca să avem certitudinea că există sau nu există anumite probleme. Luăm publicitate, doamnelor și domnilor. Bineînțeles, pauza este binevenită atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră, și revenim.
Bine, doamnelor și domnilor, sunteți la sănătate înainte, înainte de toate sau cu toate. Cum doriți dumneavoastră să luați această zicere pe care noi am găsit-o pentru emisiunea noastră, acest titlu. Suntem alături de domnul Iosif Balinte, bine cunoscut dumneavoastră din emisiunile noastre trecute, cu care vorbim astăzi despre un produs natural, despre un produs făcut 100% din componente și ingrediente naturale, care este indicat pentru problemele de circulație și problemele osoase. Și am ajuns cu discuția la aceste probleme de schelet, probleme articulare, probleme de osteoporoză și așa mai departe. Domnule Balint, produsul este făcut de așa natură încât să acționeze în ambele părți, dar ce facem? Să zicem că, uitați, eu am probleme de oase, dar n-am probleme circulatorii. N-am probleme cu circulația, mulțumesc lui Dumnezeu, inima mea bate bine, am, acum de curând, acum două săptămâni mi-am luat tensiunea și mi-a zis doctorița, domnule, stai să-ți o mai iau o dată că nu e adevărat. Am o tensiune, încă o dată mulțumesc celui de sus că e bună. Cum fac eu? Nu cumva, și să ne spuneți dacă nu contravine chestia asta, adică să iau pentru că am probleme de oase, dar eu știu să nu facă probleme la circulație, deși eu n-am nicio problemă? Da, nu există nicio problemă în cazul acesta și vă spun și de ce. Deci, dumneavoastră nu aveți nimic sau nicio problemă, slavă Domnului, cu circulația, da? Dar de la o anumită vârstă, da, și ce am zis și mai devreme, există un proces pe care noi nu putem influența și asta este îmbătrânirea. Am o afecțiune, da, la oase, încerc să remediez această situație. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă luăm partea de circulație, atunci putem să prevenim anumite lucruri, să mai ajutăm la reconstrucția peretelor vasculari și așa mai departe. De exemplu, foarte mulți pacienți avem care încep să-și administreze aceste tablete pentru niște probleme de circulație arterială. Și după 2-3 săptămâni, începe să se umfle piciorul. Și ne întreabă de obicei ce se întâmplă, că iau aceste tablete și în loc să fie bine, acum mi se umflă și piciorul. Ceea ce este un semn bun, că se umflă, poate fi un semn bun că se umflă piciorul, dar ce se întâmplă? În momentul în care deja cineva are o afecțiune de circulație arterială, mult mai sigur are și o problemă de circulație venoasă. Deci are și cu venele. S-ar putea să nu vadă că n-au ieșit încă varicele, nu sunt vizibile, dar la nivel de funcționalitate are o problemă. Și atunci ce se întâmplă? Aceste tablete sau arterele reacționează mult mai rapid la aceste tablete. Da? Începe să crească fluxul de sânge, fiindcă arterele încep să se curețe, să funcționeze. Iar venele, ei sunt adaptate la un volum de sânge. Cum crește volumul de sânge din arteră? Venele încep să funcționeze mai lent. Da? Deci efectul acestor tablete asupra venelor este mai lent. Da? Și atunci există o perioadă de o săptămână, două, până când și venele încep să funcționeze, da? Că surplusul sau volumul crescut de sânge care ar trebui să transporte, de exemplu, de la picioare către inimă, venele, ei nu fac față momentan, a crescut dintr-o dată volumul de sânge, ei nu se adaptează atât de rapid cum se adaptează și arterele. Și atunci apar aceste lucruri, deși, foarte mirat, pacienții spun, eu n-am nicio problemă cu venele, eu am cu arterele. De fapt, teoretic, există o problemă cu venele, numai că încă sunt fără semne clinice. Da? Deci, acum știți și dumneavoastră că teoretic
după 65 de ani, dacă n-ai nimic sau nu da, e bolnav, ești dus. Deja, dar plus că nu știu, media de vârstă, media de viață în România este undeva la 65-66 de ani. Deci ce la 70 de ani teoretic nu mai există, da? Și atunci indiferent că avem o problemă de oase și luăm aceste tablete, putem să câștigăm, numai să câștigăm și pe partea de circulație. Deci asta nu vine ca și o contraindicație, să zicem, că iau pentru oase, dar ce se întâmplă cu arterele sau cu venele, fiindcă le curățăm, arterele le ajutăm și oricum, din punct de vedere preventiv, este bine să facem și acest lucru. Uitați ce spune ultimul raport al Organizației Mondiale a Sănătății. România se află pe locul 71 cu 73,2 ani speranță de viață. E numai speranța. Numai speranța, da. Știi cum speranța moare ultima? Și dacă vor să ne scoată la pensie, am înțeles, peste ceva timp, bărbații la 69 și femeile la 65, deci de la 69 până la 73, deci cam 4 ani vei mânca pensie, cum se zice pe românește, asta fiind bine, că doar cotizezi 40 de ani. Am făcut eu niște calcule, dar în sfârșit nu intru în alte discuții. E bine să plătești 40 de ani și să mănânci pensie 4. Decât 4,2 ani. Acum, domnul Balint, dacă lăsăm la o parte toate chestiile astea, din ce am înțeles eu, din expunerea dumneavoastră, înseamnă că noi de la o anumită vârstă ar trebui să ne intersectăm cu remediul ăsta, cu tabletele astea naturale, pentru că vrem, nu vrem, unele probleme cu înaintarea în vârstă încep să intervină în viața noastră. Chiar dacă noi, să zicem, suntem din punct de vedere, cum se zicea, Doamne, nu biologic, arătăm ca și oameni normali. Corect. Clinic sănătoși. Corect. Așa îmi spunea mie un medic odată, mă ducea la el, s-a uitat la mine un pic și zicea, băi, tu din punct de vedere clinic ești sănătos. Să vedem când om intra acolo. Deci dacă din punct de vedere clinic suntem sănătoși, problemele intervin la un moment dat. Corect. Deci trebuie să avem ca și prevenție treaba asta pe lângă noi, nu? Absolut, absolut, fiindcă vedeți că sunt acele cazuri care clinic, fizic, arată sănătoși la, știu eu, 42 de ani, ori face un atac vascular cerebral, ori un infarct și intervine o moarte subită. Da? De aceea, vârsta de 38-40 de ani trebuie să fie o perioadă în care să începem să mergem la controle periodice, să avem grijă de sănătatea noastră, că s-ar putea să fim noi excepția și să ne bucurăm de 14 ani de pensie, nu de 4 ani de pensie. Da, da, da. Pe de o parte, pe de altă parte, și dacă luăm numai acei 4 ani de pensie, nu e indiferent cum le trăim, da? Urlând de durere, căzut la pat, sau fluierând de bucurie și chiar ne bucurăm și noi de acei ani adică de odihnă. Adică să ne trăim viața. Corect. Într-un final. Deci nici calitatea vieții nu este indiferent cum îl avem. Asta este clar. Dacă ne referim și la retenția de apă, vis-a-vis de problemele de circulație, da, și problemele cardiace, care intervin și astea din mai multe puncte de vedere, din consumul exagerat de sare, dintr-o alimentație proastă și toate treburile astea converg într-o retenție de apă foarte, foarte importantă, care până la urma urmei denotă tot denotă într-o boală sau într-o afecțiune. Cum am putea să rezolvăm și problema asta cu retenția de apă, care retenție de multe ori
este atât de importantă, deși noi nu îi dăm importanța cuvenită, retenție de apă care de multe ori duce la fel de fel de probleme, la fel de fel de probleme medicale, de boală, de afecțiune. Corect. În momentul în care vorbim de, de afecțiunile inimii, da? Afecțiunile sistemului de circulație, una dintre primele lucruri care, să zicem, intră prima dată sau apare prima dată, este tensiunea arterială. Da? Tensiunea arterială, în majoritatea cazurilor, este, să zicem așa, reglată prin anumite diuretice, da? Deci funcția acestor diuretice este de a elimina surplusul de apă din organism, da? Fiindcă trebuie să avem un echilibru hidric, eliberând surplusul de apă, de lichide din organism, scade automat volumul de sânge și putem să corectăm tensiunea arterială. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă apar acele edeme despre care am discutat și mai devreme, dar aceste edeme pot fi cronice, asta însemnând că persistă zile, săptămâni, luni, ani. Da? Deci apar aceste edeme zilnic la anumite persoane, asta înseamnă că există un surplus de apă în organism și atunci putem elimina acest surplus de apă. Da? Și putem ajuta și venele să funcționeze la niște parametri normal. Deci, venind cu un alt produs care este tot din extracte din plante și ne ajută la eliminarea lichidelor din organism, deci putem ataca prin acest fel din două direcții suferința, să zic așa, sistemului cardiovascular. Pe de o parte venim și reconstruim peretele vascular, curățăm din interior și așa mai departe. Pe de altă parte venim cu aceste tablete diuretice care elimină apa din organism și atunci remedierea structurală a acestor artere și vene este mult, mult ușurată. Pe de o parte, pe de altă parte, eliminând apa din organism, da, putem să scăpăm de acel surplus de lichide care în foarte multe cazuri ne deranjează din punct de vedere al pielii, da? Deci în momentul în care apare celulita este o problemă estetică. Eliminând apa putem să organismul poate să ardă și să elimine acele celule adipoase și atunci pielea poate să-și recapete și, să zicem așa, suprafața normală, elastică și așa mai departe. Deci aceste tablete diuretice, pe de altă parte, ne pot ajuta și din punct de vedere estetic. Ele pot fi administrate în paralel, nu se bat cap în cap, să zicem așa, domnul Balint. Nu, chiar este recomandat administrarea lor paralel. Așa cum am zis, cu primul produs venim și reconstruim sistemul vascular, da? Pe de altă parte, cu diureticele, cu aceste tablete venim și ușurăm de fapt munca sistemului cardiovascular ca să poate să funcționeze normal. Fiindcă nu e tot una că trebuie să cară 5 litri de sânge sau, știu eu, 6 litri de sânge. Da? Acum am spus și eu niște numere, dar funcția de pompare a inimii, da, este supusă unei turații mari în momentul în care avem un surplus de lichide în organism. Eliminând acest surplus, ajutăm și inima și circulația să funcționeze mult mai ușor. A sunat-o doamnă telespectatoare acum în regie și spune că a uitat două zile, fiind plecată, să-și ia tabletele. Există vreo problemă în acest sens sau poate lua doză dublă în următoarele două zile, vă întreabă? Nu, nu are sens să ia doză dublă în următoarele două zile. Acum,
nu e capăt de țară dacă a uitat să le administreze două zile. Ideea este că este recomandat administrarea continuă a acestor tablete, minimum 3 luni, ca să începem să avem rezultate vizibile și palpabile. Doamna zice că ia tabletele pentru artroză. Sunt bune astea pentru artroză, domnule? Absolut. Deci artroza este o boală degenerativă a cartilajelor, iar după un timp cartilajul se distruge, țesutul osos începe să crească pe zona respectivă și apar acele ciocuri sau țurțuri de oase numite osteofite. Iar cu aceste tablete putem, fiindcă au efect asupra țesutului osos, reconstrui țesutul osos, acele osteofite, acele ciocuri de oase se astompesc, chiar dispar, și atunci iritația capsulei articulare scade, automat scade și inflamația și recâștigăm foarte mult din funcționalitatea acelei articulații. Zice că, continuăm întrebarea doamnei, mi se spune în cască din regie pe bucăți, că mai avem puțin până la finalul emisiunii. Artroza doamnei este, dacă putem spune așa, la început de drum și vă întreabă cam ce perioadă să-și administreze tabletele, domnul Banet. Problema cu artroza este că, așa cum am zis, este o boală degenerativă a cartilajelor. Cartilajul de refăcut, teoretic sunt anumite șanse, practic zero. Deci nu se poate reface cartilajul. Deci în cel mai bun caz putem menține în stadiul în care este și să ajutăm cu aceste tablete în recăpătarea funcționalității. Fiindcă dacă funcționează acea articulație, atunci avem iar o calitate de viață mult mai bună, nu ne doare, nu e inflamat și putem să mergem mai ușor. Vă mulțumesc, domnul Balint, pentru prezență. Vă așteptăm și miercurea viitoare cu aceeași plăcere și onoare. Și doamnelor și domnilor, nu uitați că mâine de la ora 6:30 la ora 8 dimineață emisiunea este în reluare pentru cei care doresc să o revadă sau care nu au văzut-o acum în direct. Jul vă pupă, vă iubește și vă respectă și vă dă întâlnire mâine la 16:30. La revedere!